Ani în povești, deși suntem în aprilie și așteptăm paștele, a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire pentru degajarea nămeților de pe străzi, exact ca într-o zi obișnuită de iarnă. Informațiile furnizate de reprezentanții primăriei arată că s-a intervenit pentru ca traficul pe arterele principale să se desfășoare în condiții decente. Având în vedere condițiile meteo, pe raza Municipiului Roman s-a intervenit pentru desăpezire începând de ieri, 4 aprilie, ora 17. S-a intervenit cu antiderapant pentru prevenirea producerii poleiului cu două sărărițe. S-a continuat până la ora 22, iar începând de la ora 2 s-a intervenit cu 10 utilaje de împins zăpada două sărărițe, două ATV-uri și 60 de persoane care au degajat manual zăpada de pe trotuare. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a intervenit pentru degajarea arborilor prăbușiți pe alei, trotuare, străzi, fiind afectați de vremea nefavorabilă, un număr de 73 de arbori. În urma căderii acestora au fost afectate 5 autoturisme. Până astăzi, în jurul prânzului fusese utilizate 48 de tone de material antiderapant. Utilajele au continuat să degajeze zăpada conform informațiilor transmise de reprezentanții primăriei Roman